Ai zice dinți frumoși? Vorbim despre dinți, nu? Așa cum v-a spus cu doamna doctor Buzețelu Claudiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domn doctor, și bine ați venit la noi. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. O să propunem să facem și o rubrică mai, nu știu, măcar o dată pe lună, dacă nu mai des, în care să veniți ceva cu sfatul stomatologului, pentru că, din câte am observat, din păcate, încă medicul stomatolog este ultimul la care apelăm și, din păcate, doar când de nu mai putem. Da, adevărul e că adresabilitatea pacienților la stomatolog este încă una scăzută în România. Sperăm să se îmbunătățească în timp, dar pentru asta e nevoie și probabil și de o creștere a... Să mai educăm oamenii. Da, a educației, și, da. Și, și a situației financiare. Sună telefonul, probabil. La ora asta nu poți să sună telefonul. Se spune niște dinți. Da. Se spune despre dinți. Da, nu poți să sună, dragă, dar la ora asta. Da, domn doctor, sunt foarte multe lucruri de povestit, o să le luăm așa pe rând. Ne v-am chemat astăzi aici să ne prezentați câteva, nu știu, câteva soluții, să spunem așa, la problemele pe care le avem cu dinții. Și asta, sunt sigur că fiecare, nu există persoană să nu aibă probleme, dar, din păcate, așa cum spuneam, le lăsăm pe ultima fază. Adică mă duc la orice medic, mă doare acolo, mă duc, mă doare în stânga, mă duc. Dar când te dor dinții, până mai nu... Mai o pastilă. Mai lasă că mai iau un painkiller din ăsta și până nu mai pot, de chiar nu mai rezist, atunci abia mă duc la medic. Spuneți-ne cât de important este profilaxia și unde se ajunge doar luând așa medicamente. Da. Medicamentele nu sunt o soluție, sunt o soluție doar pe moment, de calmarea durerii, dar ele nu rezolvă problema, iar o problemă nerezolvată duce la agravare. La fel ca în orice alt domeniu, un lucru care îl lași și nu îl rezolvi, se agravează. Cu cât se agravează mai mult, cu atât rezolvarea problemei devine mai dificilă și mai costisitoare. De aceea, probabil, toată lumea se plânge la noi de stomatolog că este scump. Este scump tocmai pentru că nu se face profilaxie. Pacienții nu sunt învățați să facă profilaxie și apelează doar în momentul disperat în care situația deja e destul de complicată și tratamentul este destul de costisitor. Am înțeles. Ne-ați adus aici și un catalog în care te rog să dai un pic pe el. În care vrem să prezentăm una din soluții. Îi vorbesc de implantul dentar. Aici sus se vede clar rezolvarea unei edentații unidentare, deci practic lipsa unui dinte, în care aș vrea să prezint prima dată soluția clasică de rezolvare. Aici jos este cea de rezolvare prin șlefuirea dinților adiacenți. Practic, deci asta e pentru... Asta este rezolvarea clasică prin lucrare de porțelan. Da. Despre care noi am discutat. Exact. Exact. Și asta presupune practic șlefuirea doi dinți adiacenți, care de multe ori poate că sunt integri. Și trebuie să-i sacrifici. O soluție modernă pentru salvarea acestor dinți, practic, să nu te atingi de ei, este implantul dentar. Așa, aici jos se vede mai bine. Și acolo sus, sus vedem o dată poza. Da, practic sus se vede, da, partea vizibilă, bontul implantului și cu coronița care vine deasupra. Ar fi bine să îndrept deci, spre... Deci, practic, e același... Da, da. Iar jos se vede mai bine și implantul care... E inserat la nivelul osului și... Da, domn doctor, ca și senzitivitate, mai simțim ca și cum ar fi proprii dinți? Sau nu, se nu, face nu. Diferență? Orice am face, nimic nu se compară cu dintele... Dinte. Pacientului, da. Dar ca în momentul în care în masticație, simțim că nu e al nostru, adică... Știți, de obicei... Asta nu pot să spun că nu am un implant inserat. Da. Din ce nu am ajuns la acest stadiu, dar ce pot să spun e că cercetările au arătat că acolo unde există implant, mușcătura de obicei este de 2-3 ori mai puternică
Și mai că nu mai, ca, exact, nu mai există presiunea, exact, adică nu simți. Nu mai simți presiunea așa de bine ca și la dinții proprii. Da, cât de important este să nu lăsăm pauzele astea. Sunt mulți care, cum spune dumneavoastră, din cauza prețului, a neglijenței, sunt diferite motive. Lipsește un dinte, cade un dinte, oricare ar fi motivul. Lasă că am timp să-l fac. Cât de important este să-l facem la timp sau pur și simplu să-l facem, că mulți rămân așa toată viața. Practic, ce se întâmplă? Dacă lăsăm un spațiu necompletat cu o lucrare, indiferent că optăm pentru implant sau altă soluție protetică, acel spațiu liber, în timp, dinții adiacenți au tendința de a-l închide, înclinându-se. Am înțeles. Iar dintele superior, care ar venea în contact cu dintele lipsă, tinde să migreze și el spre, practic, dinții, atâta timp, ei trebuie să simtă contactul. În momentul în care nu simt contactul, ei, practic, coboară până când au din nou un contact. Și de aici se produc alte probleme de mușcătură, care în timp pot duce și la dureri articulare și... Nu. Cam așa. Da, deci e destul de grav, să spunem așa, dacă nu ne punem dintele respectiv. Când se pune lucrare, nervul din dinții pe care se șlefuiește, de multe ori se scoate. Da. Deci e recomandat să fie scoate. Pe cel mai corect așa ar fi, nu? Cel mai recomandat e să se opteze pentru salvarea nervului, dar de multe ori nu se poate. Nu, dar chiar dacă este un dinte sănătos. Așa a spus, că e un dinte sănătos, îl șlefuiești ca să pui lucrare. Da, șlefuiește. Depinde cât de mult se șlefuiește din lucrare. Cât se ajunge din interiorul dintelui. Da, exact. Dacă îl vezi doar la suprafață, nu are nicio treabă cu nervul. Da, deci îl amorțești pe timpul lucrării și... Da, depinde foarte mult de tipul de șlefuire și de... Domn doctor, să vă întrebăm acum partea practică. Cât costă un dinte? Că colegul se duce la tot felul de dentiști din ăștia extraterestri și îl costă cât salariul pe o lună. Acum prețurile diferă de la cabinet la cabinet. Dar să ne spuneți așa, normal că general, e ca în orice, când îți cumperi o mașină de calitate sau... Dar, exact, în general, hai să luăm un preț mediu, să spunem așa, un implant. Un implant este undeva pe la 600 de euro. Asta un preț mediu. Da, un preț mediu de 600 de euro, asta cu dinte cu tot. De obicei, plata este etapizată, pentru că și tratamentul este etapizat. Aici chiar am adus și o mostră ca să... Să vedeți cum arată... Da, un implant. Bine, e mai mare. E la nivelul mare. Asta e pentru un practic, dinozaur. Da. Această prima parte este implantul, efectiv, care se inseră în os. Și asta e bun ce material, domn doctor? Titan. Din există titan. Un șurub sau... Da, e ca un șurub, un șurub autoinfiletant, exact, care mimează, ca să spun așa, rădăcina dintelui. Am înțeles. Și chiar și forma, e ușor conică. Deci asta e rădăcina se, din titan. Se inseră, mai sunt și implanturi de zirconiu, dar se preferă titan. De titan, am înțeles. Deci acesta e cel mai bun. Da. Putem spune. Putem spune, da. Acesta se inseră endosos și de obicei se lasă 4-6 luni ca să se integreze în os, la nivelul osului. După care vine partea protetică și de deasupra, se descoperă. Se pune luni. Da. Practic se acoperă. Nu se vede nimic. Ca și cum pacientul n-ar avea nimic acolo. Da. După care se descoperă și se inseră un bond peste care se ia amprentă și tehnicianul... Bun, bondul respectiv, realizează... să spunem așa. Deci, prima dată asta, apoi vine bondul. Bondul ăsta fiind, de fapt, pulpa dintelui, adică... Nu, coroana adică șlefuită. Coroana șlefuită. Coroana șlefuită și abia la sfârșit vine partea de dintele efectiv. Coroana dentară, da. Și cam așa arată. Și ăsta, deci, cam ziceți, la 600 de euro? Da. Unul așa, unul... Dar deci, în momentul în care ai dintele și doar trebuie doar partea de sus sau cum șlefuiți și puneți ceva, doar capacul ăsta, se poate pune pe un dinte care mai există, dar e distrus. Da, cum să nu. Și atunci... Da, o altă soluție, coroana dentară. Doar o coroană dentară, cât costă? Depinde de material. De porțelan e undeva la 400 de lei. Lei, aproximativ. Și asta se pune cu știți, așa cum am vorbit noi, sau nu? Pe un dinte și, care există. Da.
și pe știft și pe... Și știftul din ce material e făcut? Adică ca să știu și eu ce am în gură, cu alte cuvinte. Aliaj, un aliaj, crom, nichel, crom, cobalt. Care este perioada de, nu de valabilitate, dar să-i spunem, perioada e permanent? Implantul dentar este considerat o reușită, da, dacă depășește 5 ani de, fără probleme. Da, fără probleme. Dar asta depinde foarte mult și de pacienți. Eu, sincer, chiar am văzut în anul acesta un pacient mi-a venit cu un implant inserat acum 26 de ani. Implant acum 26 de ani? Se făcea așa? Arăta de... Da. Da. Bine, alte materiale, altă tehnologie. Arăta de parcă ar fi fost pus ieri sau acum o săptămână. Secretul este igiena. O igienă foarte bună. Și pacientul mi-a și spus că el din 4 în 4 luni se ducea la stomatolog să-și facă o profilaxie, un periaj de tatraș profesional. Deci, și este... implantul se întreține. După cum îl întreții, atâta Așa îl ai. Cam la ce perioadă e bine să mergi să-ți faci un periaj? Măcar un detatraj. Depinde. Eu sugerez o dată sau chiar de două ori pe an. Depinde și de tipologia pacienților. Sunt unii care au o depunere de tartru mult mai mare. Și depinde și ce bem. Că am pățit cu colegul, i-am dovedit științific și practic că există apă minerală, nu dăm numele, că nu mai bea nimeni, ne-am băut o apă minerală timp de două săptămâni, nu mai mult, două săptămâni, în care în două săptămâni mi-a apărut piatră la dinți. Deci... apa minerală conține minerale. Da. Bun, nu toate, că mai bem și altele, dar apa care am băut-o, apa care am băut-o, efectiv, deci am simțeam piatra pe dinți. Și e periculos să-ți faci de tratajul foarte des? Sau... Nu. Periculos, deci nu afectează smalțul dinților? Foarte fin, deci stratul care se îndepărtează, stratul de smalț care se îndepărtează prin detartraj este insignifiant. Deci nu duce la suferirea dinților. Domnul doctor, să vă întrebăm cât de, vorbeam de igienă. Igiena este în primul rând cel mai important lucru în ceea ce privește profilaxia bolilor dentare. Cât de des ar trebui să ne spălăm pe dinți și mai ales avem din nou marea întrebare cum să ne spălăm pe dinți, pentru că dacă ne uităm în fiecare zi și vedem foarte multe reclame în ceea ce privește pastele de dinți, perile de dinți, ați văzut, apar astea cu mușcătura, cu mărul, cu nu știu ce, cu tot felul de controle. Hai să fim sinceri, până la urmă nu, spălatul pe dinți e același de când se spală omul pe dinți. Dar cât de important este și mai ales sub ce formă sau care recomandați dumneavoastră cel mai simplu și cel mai eficient, fără tot felul. Într-adevăr există și cu ață dentară și cu acum sunt periuțele electrice ca să nu mai acționăm singur, mult mai simplu. Care este până la urmă cel mai simplu și cel mai eficient? Tehnica de periaj... Există una cea mai cunoscută, se găsește și pe internet, cea care este cea mai des folosită. Practic, ce contează foarte mult este ca tehnica să fie corectă, timpul de periaj să fie între 3 și 5 minute. Eu nu știu, eu chiar am cronometrat, dar să știți că am ajuns cu greu la 3 minute, adică... Da, este un pic mai greu, da. Deci chiar într-o zi am pus ceasul și am să vedem cât e. Deci te faci în sus, în jos, 3 minute, ți se pare o veșnicie să te speli pe dinți. Deci, da. Da, așa e corect. Așa este corect. Mai simplu, de exemplu, cu periuța electrică, care unele dintre ele au și un timer, care îți cronometrează. Exact. Te cronometrează și te... răsplătește cu un zâmbet la final, ca să spunem așa, dacă ai respectat cele două minute. La periajul electric, două minute e suficient. Recomandați periajul electric? E în ordine? Da, am și eu acasă. Nu-l folosesc tot timpul, deci alternez periajul manual cu cel electric și
În rest, nu contează, toată lumea ne întreabă ce pastă de dinți să folosească. Nu contează atât de mult pasta de dinți, cât contează faptul să te speli pe dinți. M-ați întrebat de cât de des. Da. Ideal e după fiecare masă. Ideal. Ce trebuie neapărat și niciodată uitat este periajul de dimineață și cel de seară. Deci cele două sunt obligatorii. Da. Acum cât te mai speli și între pe timpul zilei, deci nu strică. Indicat, ideal este după fiecare masă. Ajută și consumarea de gumă de mestecat, de exemplu? Sau... Ajută, într-o mică măsură ajută. Dar nu foarte, nu așa cum să ne așteptăm, că dacă mâncăm gumă de mestecat, nu ne mai spălăm pe dinți. Nu, da, nici asta e, da, nici chiar așa. La fel și consumul de mere, morcovi, cruzi, este benefic și duce la o curățire mecanică, tocmai prin duritatea. Haideți să mai arătăm niște imagini din... Da, ce vă pot arăta, odată să văd unde e, o altă soluție pentru edentația totală. Deci sunt pacienți care vin și vin edentați total. Aici. Adică n-au nimic a jos. Niciun fel de... Da, jos sau sus. Sau sus, da. Și implantul dentar este o soluție pentru acest tip de pacienți, pe măsura posibilității. Se poate și în acest caz opta pentru o soluție fixă sau mobilă, adică lucrare proteză fixă pe implant sau proteză pe implant. Depinde foarte mult de numărul implanturilor. Pentru o edentație totală la partea inferioară, la mandibulă, sunt recomandate 6 implanturi. Cine nu are situația financiară de pentru 6 ar fi cam 3600 de euro, nu? 6 da. Euro, da. Nu. Nu, se inseră doar implantul care e 350 de euro. Care e mai puțin, 350 de euro ori 6. După care proteza deja, lucrarea fixă se calculează un pic altfel, iar dar deci partea de implant ar fi 350 de euro. Ori 6. Ori 6 chestii, da. Da. Și aici e lucrarea fixă. Proteza pe implant arată un pic mai altfel. Asta e tot o soluție fixă cu mai multe. Aici se optează pentru 4 implanturi. Bun, și la 4 implanturi nu ai până în spate, nu? Sau? Le pui într-o... Sunt cuprinși și molarii. Da. Deci deja cu 4 implanturi vorbim de proteză pe implant. Am înțeles. Aici avem și conformația, se imobilizează între ei printr-o bară implanturile și pe această bară se vine proteza, da, care e o proteză mobilă, nu? Da, e o proteză mobilă, dar practic stă foarte bine. Marea problemă e la purtătorii de proteze clasici, este stabilitatea protezei inferioare. Dacă proteza totală superioară cât de cât are stabilitate, cea inferioară de obicei nu are, pentru că nu prea are pe ce să stea. Cea de sus e și pe cerul gurii, sau? Da, da. Bine, în momentul în care se realizează o proteză pe implante și superior, nu mai e necesar să acopere și ziceam de cele clasice. Da, da. Deci atunci jos, dacă e pe implant, nu e niciun fel de problemă. Da, are o stabilitate foarte bună. Da, e interesant asta cu implanturile, mai ales că cam toată lumea încearcă pe cât posibil în ultima vreme, având în vedere că există și variațiile astea de preț, să spunem așa, să încerce pe cât posibil să nu se lase cu găuri în... Da. În stânga sau în dreapta. Ce recomandați dumneavoastră la cei cu probleme? Chiar cunosc oameni care au probleme masive, să spun așa, dinții cum terminați, praf, făcut. Care o recomandați? Cea fiecare în parte sau cea pe bucată, pe toată proteza?
Adică să te apuci să spui fiecare dinte sau să faci o proteză mai bine, îi scoți pe toată sau afară. Sau lucrare fixă. Da. Acum depinde de particularitatea fiecărui caz în parte, dacă pot sau nu să fie salvați dinții, cât de deteriorați sunt și dacă merită îmbrăcați. De obicei, când sunt mai mulți care au carii multiple și mai avansate, de obicei ei optează pentru o soluție, pentru o lucrare fixă. Da. Și nu plombe. Suntem la final, domn doctor, o să vă mai invităm pentru că mai avem de vorbit despre cauze, o să avem de vorbit despre albirea dinților, o să vorbim despre ceea ce înseamnă stomatologul pentru copii, pentru că dumneavoastră chiar sunteți specializat în acest domeniu și multe alte lucruri interesante în alte emisiuni, pentru că acum s-a încheiat timpul, dar cu domnul doctor ne mai întâlnim. Ne revedem mâine dimineață la 7 fix, tot aici, în cea mai bună dimineață. Pa, pa! Pa, pa.